Între 20 și 27 mai, orașul nostru va fi gazda festivalului de teatru Buzău iubește teatrul, un eveniment cultural conceput și realizat de Teatrul de Proiecte George Ciprian. Este o continuitate, așa cum Vede Teatru a continuat primul proiect care s-a numit Capul de Regizor, inițiat de Răzvan Dincă. Din 2017 s-a reînnoit sub titulatura Gala Vedetelor, Vede Teatru. Iar din 2017, la a 14-a ediție, am hotărât ca festivalul să fie mai aproape de buzoieni și să promoveze Buzăul prin însăși titulatura sa. Noul eveniment este un concept nou care va fi construit anul acesta pe baza unora dintre cele mai frumoase povești de dragoste din dramaturgie. Conceptul acestui festival va fi povești de dragoste din marea dramaturgie. Pentru că în 21 de ani de teatru, de activitatea teatrului și 13 ediții de festival, am considerat că acest festival, care este considerat 14 ediții ale teatrului, chiar dacă a purtat diferite titulaturi, este un festival al Teatrului George Ciprian din Buzău și pe măsură ce înaintam, am ajuns la concluzia că teatru a dezvoltat o relație de dragoste între comunitate, spectatori, buzoieni. Festivalul Buzău iubește teatrul este conceput pe baza unui proiect semnat de actualul director interimar al instituției, Gina Chivulescu, care în zilele următoare va susține un examen pentru funcția de director plin. Indiferent de cine va câștiga concursul, aceasta speră că Festivalul Buzoian va continua și în anii următori. Eu sunt fericită dacă anul acesta se va desfășura cu bine acest festival, chiar dacă sunt director interimar, nu știu, poate cine va veni se va gândi la acest lucru, dar fiecare are dreptul să vină cu ideea sa în binele comunității. Dacă există o idee mai bună, de ce nu? Am considerat că trebuie să fac ceva și eu, chiar dacă sunt interimar pentru Buzău și județul meu natal, unde am crescut și trăiesc. În afara poveștilor de dragoste pe care buzoienii le vor putea urmări pe scena teatrului, din program vor mai face parte și spectacole pentru copii, reprezentații studențe și întâlniri interactive cu oameni de teatru. Nici marile vedete nu vor lipsi și pe scenă vor urca rând pe rând mari actori, printre care Victor Rebenjuc, Maia Morgăște, Mariana Mihuț ori Claudiu Blonț. Prima piesă din festival va fi Romeo și Julieta, pusă în scenă de Teatrul Metropol din București și se va juca sâmbătă 20 mai de la ora 19. Biletele vor costa 30 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru elevi și studenți.